Wow, ce super! Și lacul e în ceață. Salutare! Știi care este cel mai frumos loc de pe Transfăgărășan? Haide să vedem împreună! Transfăgărășanul, frumos spus, drumul care îmbrățișează cerul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, începe din localitatea Bascov, județul Argeș, leagă regiunea Munteniei de Transilvania, traversând munții Făgăraș. A fost realizat între anii 1970 și 1974, sub regimul comunist al lui Nicolae Ceaușescu, are o lungime de aproximativ 151 de kilometri. Noi am pornit pe traseu din Curtea de Argeș și ne vom opri la câteva dintre cele mai frumoase locuri, inclusiv Cascada Capra și Pâlea Lac. Aici e barajul Vidraru, cel mai înalt baraj din România, cu o înălțime de 166 de metri. Urșii de aici sunt o atracție datorită fascinației și curiozității față de ei. Totuși, trebuie ținut cont că sunt animale sălbatice și pot fi periculoși. Acest drum este renumit și pentru tunelurile și viaductele sale spectaculoase, care fac parte din peisajul impresionant al acestui drum montan. Aici e Cascada Capra, un obiectiv frumos și accesibil, izvorăște din lacul Capra de la o altitudine de 2231 de metri. Mirific. Oare? Da. Nu se mai vede nimic acolo. Gata și vine pe noi. Uite cabana cum dispare. Cabana da. Dispare, cabana apare. Este 34 cota și merge până la 2000 cota.
parcă 2000 și... 2000 și un pic, da. Și ceva. Până la 2034 urcă. Ne întoarcem pe același traseu, admirând din nou peisajele superbe, pretutindeni, frumusețe și culoare, peisaje care par a fi desprinse dintr-un tablou. Am vrut să intrăm în parcare, nu au fost locuri, iar acum vrem să întoarcem să vedem lacul glaciar Bâlea și sperăm să se fi ridicat ceața așa cum este aici. Acum e în ceață. Da, mă, partea altă e... Da, înainte de tunel era soare, aici e ceață. Frumoasă, ce putem să vedem în ceață? Nimic, doar nimic. Să ne închipuim ce e de el. Deci puteți să vă imaginați cel mai frumos obiectiv de pe Transfăgărășan. Să băgăm Gabriela la cârnați. Păi da. Nu. E bună apa? E rece? Nu știu nici cine e. Ce să vă știu? 2-3 grade.
mulțumim că ați fost alături de noi în această călătorie. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să distribuiți. Până data viitoare, la revedere!